Eu am cunoscut mulți oameni mari ai lui Dumnezeu în viața mea. Recent mi-a fost dat să cunosc doi oameni, după părerea mea, cei mai mari oameni astăzi în lucrarea lui Dumnezeu. Pe unul cheamă Randy Clark și pe celălalt cheamă Bill Johnson. Ăștia ca frații amezi. Randy Clark locuiește în Pennsylvania, Bill Johnson locuiește în Redding, California. Ei pe Highway 5 și te duci până la intrarea în California, mai mergi 100 de mile și dai de Redding. Și acolo e biserica Bethel Church. Bill Johnson e pastorul, a fost pastor Assemblies of God, pastor pentecostal. Și în anul 2003, Bill Johnson a scris o carte care, după părerea mea, va fi cartea de căpătâi pentru secolul 21. Vă spun cuvinte mari de tot. Știu ce spun. Cartea se intitulează When Heaven Invades the Earth. Bill Johnson, When Heaven Invades the Earth. Când cerul invadează pământul. Cerul invadează pământul când Domnul Iisus vine să aducă aici împărăția lui Dumnezeu. Asta e invazia cerului, pentru că să se facă pe pământ cum se face în cer. Bill Johnson s-a înconjurat de o echipă extraordinară de proroci, păstori, învățători și împreună au zis următorul lucru, fiți atenți, că aici lucru mare care e la Reading. Am înțeles că noi trebuie să aducem împărăția lui Dumnezeu în Reading. Ce înseamnă să trăim în împărăția lui Dumnezeu aici și acum? When heaven invades the earth. Ok, cerul a invadat pământul. So what? Ce urmează? Urmează că trebuie să gândim cum se trăiește în împărăția lui Dumnezeu aici și acum, după învățătura Domnului Iisus. Și ei au pus la oaltă, au sistematizat totul pentru om din epoca noastră și la ceea ce au adunat la oaltă i-au zis cultura împărăției lui Dumnezeu. Sunt două cărți de bază pentru asta. Una e a lui Chris Velleton despre royalty, de a trăi ca prinț. Și cealaltă e a lui Danny Silk, The Culture of the Kingdom of God. Este The Culture of Honor. Băgați de seamă, ideea e asta. În biserica noastră trebuie să facă voia lui Dumnezeu ca în cer. Cum e aia? Cum e aia? Și când citești cărțile astea, îți dai seama. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intre în familie și au cărți cum să trăiești în familie ca în împărăția lui Dumnezeu. Și mai este una, tinerilor. E o mișcare nouă care s-a lansat la Reading de către youth pastor Banning și el îi zice Jesus culture. Jesus culture. Cultura lui Iisus. Ideea este aceasta.
să luăm în serios învățătura Domnului Iisus. Întâi în mine personal, după aceea eu s-o aduc în familia mea, după aia s-o punem în biserica noastră, după aia s-o punem în orașul nostru. Și fantastic ce fac ei acum în orașul Reading, pentru că ei vor să fie împărăția lui Dumnezeu aici. Și unul din lucruri care au zis e: Dumnezeu nu vrea să fie boală în orașul nostru. Și orașul nostru să fie cancer free. Sunt lucruri care pentru noi sunt dincolo de imaginația noastră. Știți de ce? Pentru că unul din păstorii de acolo mi-a spus personal: Iosif, omul ăsta și-a lăsat serviciul în Anglia și s-a mutat la Reading. Reading-ul e cel mai radical loc de pe planeta Pământ. Reading-ul e locul unde Domnul Iisus e crezut 100%. Și noi, pentru că îl credem la 100%, vrem să trăim totalmente după învățătura lui. Eu vă provoc și pe voi la lucrul ăsta.